să fim prieteni. Can we be friends? Pe Facebook. I go on Facebook too many times a day to count. Like Radio Europa FM. Am primit astăzi cadou mucenici aici la radio, abia l-am scos pe Cătălin dintre ei. Sunt din aia moldovenești, însiropați, buni, 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 buni. Da, ce nu știi tu de dimineață că pe lângă mucenici am primit și gogoși. Am găsit și gogoșile, stai tu liniștit, deși nu vin eu cu noaptea în cap la radio. Și am găsit și covrigi. Așa. Și mă rog, cum să zice pe românește, s-a avut grijă de noi. Îmi pare rău că nu l-am găsit pe Cătălin după al 39-lea pahar cu vin. Ah. Să-l aduc să facă rațiunea zilei, că ar fi fost o treabă. Eu sunt pregătit. Ești pregătit, da. Eu sunt pregătit, să știi, noi avem 39, da. Da. Nu e problemă. Continuăm din alea mici, 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 mici. Mai pe seară, mai pe seară, mai după program. Pentru că astăzi se spune că e și ziua bărbatului. Da, eu sunt perfect de acord. A fost o vie dezbatere în deșteptarea de dimineață. S-a ajuns la concluzia că sunt multe zile ale bărbatului, dar asta nu e niciuna. Da, niciuna, da. Da, asta nu e sigur. Da. Sunt multe zile ale bărbatului, dar niciuna nu e importantă. Cam asta cred că a fost concluzia. Ce se întâmplă la rațiunea zilei ne povestește Cătălin imediat. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Mai multe ziare israeliene publică o ofertă sau oferta de pace pe care Rusia ar fi făcut-o Ucrainei sau pe care președintele Putin a făcut-o președintelui Zelensky. De ce vorbim de ziarele israeliene? Pentru că sursa acestei informații este cel mai probabil cancelaria primului ministru Naftali Bennett, care știți că a plecat la Kremlin zilele trecute să discute cu Putin cum s-ar putea termina nenorocirea. Probabil că revenit după acest turneu în țară, informațiile au ajuns și în presă, de obicei așa se întâmplă, și Jerusalem Post este unul dintre ele. Dacă vreți să vă dau citire, să vedeți condițiile, pentru că nu e una singură. Știi că noi am mai pomenit la un moment dat despre chestiunea oferta asta rușilor, și marea, da, era să nu intre în NATO și să rețină rușii regiunile separatiste. Acum lucrurile arată așa, adică sunt și astea, dar e în detaliu trecut aici, cam ce și-ar dori Rusia. Spune așa, este vorba de recunoașterea, deci renunțarea și recunoașterea oficială a regiunilor din Donbas, de asemenea recunoașterea și, cum să zic, admiterea în politică a partidelor prorusești și dizidente din Ucraina, adică probabil inclusiv formațiunile din Donbas să poată să facă politică în Ucraina. Este adăugată chestiunea asta, Ucraina să nu facă parte din NATO, am și spus, micșorarea armatei, asta nu știam până acum, și declararea neutralității de către Ucraina. Astea sunt cele cinci condiții mari pe care Zelensky ar trebui să le îndeplinească astfel încât războiul să înceteze în orele și zilele următoare. Păi și pe ei cine se apere? Dacă și fără armată și, și neutrii, fără NATO. Și păi fără asta NATO. E ideea, să rămână mereu la dispoziția și la amenințarea Rusiei. Sigur că e o ofertă foarte grea, e ofertă cumplită pentru națiunea ucraineană și președintele Zelensky va trebui să aleagă. El este foarte popular acum pentru răspunsul hotărât pe care l-a dat, dar spun aceste surse israeliene, și asta înseamnă de fapt diplomații israelieni la cabinet, că dacă această ofertă nu va fi acceptată și președintele Zelensky alege războiul, atunci Putin este în stare să pună Ucraina la pământ, adică să continue operațiunile militare până când nu mai lasă piatră peste piatră. Probabil că la asta se referea și președintele Macron când a zis că răul de-abia urmează să vină. Știți că într-un interviu recent pentru postul ABC, Volodymyr Zelensky a spus: bine, asta cu NATO ne-am cam luat noi gândul de la ea, zice el, dar vedeți că aici, practic, i se cere să poată fi legat fedeleș, adică să se predea oricând. Nu-i vorba doar de NATO, e vorba să nu aibă apărare și să fie neutru.
Adică dacă domnul Putin vrea să intre mâine cu tancurile cum ar fi în Ucraina, se poate face fără opoziție. După care, evident, e cererea aia politică prin care Ucraina ar trebui la un moment dat, prin diverse tertipuri, manevre politice, să ajungă sub conducerea unor grupări pro-ruse. Adică domnul Putin să ajungă de unde a plecat, dar fără război. Președintele Zelenski va trebui să aleagă între aceste două scenarii, ori un război total și învingerea agresorului pe cât posibilă, sau această pace extrem de păguboasă. Încă o informație, tot din zona israeliană, spun aceste ziare, dar din experiența mea jurnalistică, este în mod clar că jurnaliștii au stat de vorbă cu un alt oficial, dacă nu chiar cu premierul Bennett, sub anonimat. Așa că se face un briefing de presă și jurnaliștii sunt chemați acolo și li se explică ce s-a vorbit. Aceste înalte surse sunt, evident, cele mai importante din statul israelian. Premierul Bennett spune: domnule, eu nu mă duc la Zelenski să îi spun să ia o opțiune sau alta. Va fi strict decizia ucrainienilor cum vor proceda în această poveste. Așadar, negocierile continuă, războiul continuă, din păcate și el. Valul de refugiați continuă să treacă prin România. Citeam mai devreme că scriu jurnaliști englezi și ne laudă pentru faptul cum i-am primit pe refugiații ucrainieni și pentru ajutorul pe care l-au primit la graniță. Cătălin, îți mulțumesc, te așteptăm și mâine alături de noi. Hai să fim prieteni! Can we be friends? Pe Facebook! I go on Facebook too many times a day to count. Like Radio Europa FM. Și acum te